Motorul cu abur este un motor termic care transformă energia termică a aburului în lucru mecanic. Primul dispozitiv cu abur înregistrat a fost Eolipila lui Heron din Alexandria. Perioada de înflorire pentru motoarele cu abur a fost epoca modernă. La sfârșitul secolului al XVII-lea, Denis Papin a construit primul motor cu abur cu piston care conținea supapă de siguranță. Contemporanii săi, Thomas Savery și Thomas Newcomen, au construit primul motor cu abur pentru uz industrial în Anglia. De perfecționarea motorului și lărgirea domeniului de folosire a motorului cu abur se leagă și numele inginerului și inventatorului scoțian James Watt. Elementul principal al motorului lui Watt a fost cazanul. Focul care ardea în cazan încălzea apa care se transforma în abur. Prin țeava de abur, acesta ajungea în cilindru pistonului. Cu ajutorul supapelor, energia aburului era transformată în mișcare verticală. Această mișcare putea fi transformată ușor în mișcare circulară, astfel încât motorul folosit inițial doar pentru acționarea pompelor miniere a putut fi folosit pentru efectuarea altor activități mecanice. Primele experimente pentru perfecționarea motorului cu abur universal au fost efectuate de către Watt în atelierul Universității Glasgow. Mai târziu, când activitatea sa a fost susținută de investitori, el a creat o întreprindere înfloritoare, a înregistrat numeroase brevete de succes și a construit mii de motoare cu abur funcționale. De-a lungul anilor, inginerul scoțian a adus numeroase îmbunătățiri care au făcut motorul mai eficient și economic. Dintre acestea, cea mai importantă a fost condensatorul separat, un dispozitiv care transforma aburul în apă pentru reutilizare. Invenția lui James Watt a oferit o altă dimensiune posibilităților de folosire a motoarelor cu abur. Prima brevetare, în 1769, a invențiilor sale, este considerată de istorici începutul revoluției industriale. Thank you.
Revoluția industrială din secolul al XVIII-lea a avut un efect important și asupra dezvoltării transportului. Inventatorii au început să lucreze la vehicule acționate de motoare cu aburi. Inginerul american Robert Fulton și-a concentrat atenția încă din anul 1803 asupra dezvoltării unei nave cu aburi. După ani de nereușite în Franța, în anul 1806, Fulton a părăsit Franța și s-a întors în Statele Unite ale Americii, continuându-și activitatea la un șantier naval din New York. Prima călătorie mai lungă a navei sale Clermont a avut loc la 17 august 1807 pe râul Hudson, între New York și Albany. Drumul a durat 32 de ore, nava parcurgând o distanță de 241 de kilometri. Astfel s-a născut prima navă cu abur funcțională, construită din lemn și prevăzută cu roți cu zbaturi. Cea mai mare parte a structurii a fost realizată din lemn, cu excepția motorului cu aburi și a velelor. Mai târziu, la construcția navelor cu aburi, lemnul a fost înlocuit cu fierul. Dacă aruncăm o privire asupra punții navei Clermont, putem observa roțile cu zbaturi pe ambele laturi ale corpului navei, coșul de fum al cazanului, sala mașinilor și velele care asigură înaintarea vasului, deoarece multe dintre primele nave cu aburi erau veliere modificate. Catargele, velele și coșul de fum erau fixate între ele și de corpul navei prin cabluri rezistente. Nava Clermont era o navă cu aburi, prevăzută cu roți cu zbaturi. Motorul cu aburi învârtea un ax pe care, pe ambele laturi ale corpului navei, erau montate două roți cu zbaturi. Rotirea acestora genera forța de propulsie. În scopul asigurării unei viteze mai mari, roțile aveau cea mai mare dimensiune posibilă. În prima sa călătorie, nava Clermont a avut o viteză medie de 8 km pe oră. Roțile cu zbaturi erau construite astfel încât 3-5 zbaturi să fie în contact cu apa în același timp. În versiunile ulterioare, zbaturile nu erau fixate, acestea mișcându-se liber și asigurând structurii o eficiență mai mare. Din ianuarie 1808, nava cu aburi a fost utilizată în transportul de pasageri. Istoria mineritului începe practic odată cu istoria omenirii. Revoluția industrială a început în anii 1780 în Anglia și a adus schimbări fundamentale în domeniul tehnicilor mineritului, atât sub aspect cantitativ, cât și cel calitativ. Motoarele cu abur alimentate cu cărbune au devenit tot mai răspândite. Prin urmare, au fost deschise tot mai multe mine în Anglia, iar odată cu răspândirea revoluției industriale și în alte țări.
Au apărut diferite forme de exploatare a resurselor minerale din scoarța terestră, de exemplu mineritul de suprafață, mineritul subteran, mineritul subacvatic. Animația prezintă o mină subterană din secolul al XIX-lea. În cazul acestei forme de exploatare, straturile de sol situate deasupra materiei prime rămân intacte sau sunt îndepărtate doar parțial. Prospectarea și exploatarea materiei prime se realiza prin tuneluri miniere orizontale sau aproape verticale, galerii de mină, puțuri, etc. Galeriile de mină erau săpate în roci și consolidate cu grinzi și stâlpi. Materia primă era extrasă cu târnăcopul, adunată cu lopeți și încărcată în coșuri sau vagonete. Vagonetele încărcate erau aduse la suprafață de cai de mină sau cu ajutorul forței umane. Din cauza salariilor mici și a spațiilor înguste, deseori se apela la munca copiilor. Aceștia desfășurau o muncă fizică extrem de periculoasă și solicitantă, lucrând 10-12 ore pe zi în condiții inumane. În cele mai multe țări, reglementările privind munca a copiilor au apărut mult mai târziu. În zonele miniere existau mai multe mine. Acestea erau conectate prin căi ferate cu ecartament îngust, utilizate și pentru transportul materiei prime exploatate. Procesul de prospectare și exploatare a resurselor minerale neregenerabile a avut numeroase consecințe negative, în majoritatea cazurilor având un impact devastator și irreversibil asupra mediului. La începutul secolului al XIX-lea, motoarele cu abur au apărut în aproape toate sferele vieții, inclusiv în domeniul transporturilor. Locomotivele cu abur au fost primele locomotive de cale ferată propulsate de motoare. În scurt timp, invenția a devenit foarte populară, revoluționând transportul de persoane și mărfuri. Inginerul britanic George Stephenson și fiul său Robert au sintetizat rezultatele cercetărilor anterioare despre locomotivele cu abur, dezvoltând mai departe modelele existente prin adăugarea de idei originale, noi principii și inovații tehnice. Ei au dezvoltat coșuri de fum pentru a asigura o producție de abur mai eficientă, precum și tuburile de fum pentru evacuarea gazelor de ardere. Scurtarea bielei cilindrului pistonului a permis exercitarea unei forțe motrice mai mari asupra roților. Invențiile lor au revoluționat producția de locomotive. Principiile și soluțiile lor ingenioase au servit ca exemplu la construcția majorității locomotivelor din următoarele decenii. Cea mai celebră locomotivă a lor a fost locomotiva Rocket, racheta, construită în anul 1829. Locomotiva a avut o lungime de peste 7 metri, o înălțime de aproape 5 metri și o greutate de serviciu de 4,3 tone. Grație fiabilității și vitezei, invenția lui Stephenson a câștigat în anul 1829 competiția pentru locomotive cu abur.
Combustibilul, cărbune și cereale era depozitat într-un tender, locomotiva atingând o viteză maximă de 47 de km la oră. În anul 1830, la inaugurarea liniei de cale ferată Liverpool-Manchester, câștigătorul competiției, locomotiva Rocket, a remorcat primul tren de pasageri de succes din lume.